Medicii sunt îngrijorați după ce au descoperit o nouă ciupercă despre care se spune că poate fi mortală și că se transmite rapid. În ultima perioadă, numărul persoanelor care s-au infectat cu această ciupercă a tot crescut, în special în Statele Unite ale Americii. În anul 2009, în Asia, cercetătorii au descoperit o nouă ciupercă, Candida auris. La 7 ani distanță, în Statele Unite ale Americii, a fost depistat primul caz de infecție, iar studiile arată că numărul celor care s-au îmbolnăvit este în creștere. Cercetătorii de la Centrul de Control și Prevenire a Bolilor sunt îngrijorați de cum poate evolua ciuperca, despre care se știe că îi afectează în special pe cei care au o imunitate slabă. Studiile arată că din 2016 tot mai mulți oameni au avut probleme de sănătate după ce au luat Candida auris. Studiile mai arată că, în general, cei care au grave probleme de sănătate și o imunitate slăbită pot să ia mai ușor ciuperca, despre care se spune că nu există tratament. O altă cercetare mai arată că și persoanelor care iau antibiotice sau tratamente naturiste pentru mai mult timp sunt susceptibili la a contracta această bacterie, ca urmare a sistemului imunitar. Bacteria este rezistentă la medicamente. Descoperirile recente arată că bacteria este rezistentă la medicamente și că poate fi transmisă cu ușurință de la o persoană diagnosticată la cele purtătoare. La acel moment, 12 persoane au aflat că au luat ciupercă, provocând moartea a 4 oameni. De aceea, specialiștii spun că, în asociere cu alte afecțiuni, bacteria poate fi periculoasă și foarte greu poate fi tratată, relatează spynews.ro.